este în țara Domnului. Dragoș, ce mai zici? Unde ne aflăm? Eu sunt ghidul. Unde ne aflăm? Ne aflăm în Spania, lângă mănăstirea. Nu am văzut la profeții. Da. Până la urmă. Unde ne aflăm? Ne aflăm la mănăstirea Neamț. Bine. E bun așa, nu? Ce se vizitează? La intrarea în librăria sunt Ioan de la Neamț. Da. Cum este librăria, din punct de vedere al dotării? Interesantă. Ce anume, ce gamă prin de produse? Varietatea produselor. Te rog să enumeri. Enumeri. Aici găsești de la cărți religioase până la fasole și produse alimentare. De la... Mulțumim, gata. Cărți telefonice până la cărți... Vorbeam de cărțile religioase, ce părere ai tu? Interesante. Bine, mulțumesc. El a fost Dragoș. Acum am avut o intenție. Domnul Laurențiu, salutați publicul. Păi, nu a venit Dragoș? Nu.
Ciao. Așa. Ce faceți, doamna Lefter? O declarație la cald acum. Da, unde-i drago? În câte ajuns de excursii suntem? Treia. Din câte? Din trei. Cu păreri de rău? Da. De ce? Drago. Cum trece timpul? E bine cena sau nu? Ne spus direct. Nu? Aș dori să mai mergem la Maia. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Să suntem bine. Mergem repede, 20, jumătate de oră, așa. Să vă, poate să mâncați ceva, nu. Și să plecăm. Deci la ora 11 cel târziu să plecăm cu mașina, da? Hai, vă rog. La 11 plecăm cu mașina. Băi, auzi, dar fiți atenți aici, nu mă mai faceți, că la 11 trebuie să fie predate camerele, tot, în mașină să fie ora. Mai era și dai proprietar, ha? Paulie, șef de cramă aici. Adrian? Nu, nu cred că ți-i cramă. Am o problemă, Adrian. Nu. Genele, nu consumă bateria. Ah, dona Odete. Păi, eu iau voi să-l acolo?